Incendiu devastator în această dimineață la o instituție din județul Argeș. Primăria din localitatea Beleț Negrești a luat foc. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. O anexă a clădirii s-a prăbușit după ce a fost mistuită de flăcări. Potrivit unor surse, pompierii bănuiesc că focul ar fi fost pus intenționat. Alarma a fost dată în jurul orei 3 dimineața. Un apel la 112 sesiza incendiul produs la primăria din localitatea argeșeană Beleț Negrești. Pompierii încă sunt la fața locului și intervin pentru stingerea focarelor de sub dărâmături, întrucât la o anexă s-a prăbușit tavanul, anexa care a generalizat și în care se afla și arhiva primăriei. La acel moment, incendiul se manifesta violent la etajul 1 al primăriei. Flăcările au cuprins rapid acoperișul, magazia de lemne și o încăpere dintr-o anexă. La etajul 1 și acoperiș a ars aproximativ suprafața de 300 de metri pătrați. Anexa despre care vorbeam, unde se afla și arhiva, are o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Am mai ars într-o magazie de lemne, cantitatea de lemne care se afla acolo și într-o încăpere a unei anexe, dintre anexa care ar generalizat și primărie, am mai ars o încăpere. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale pentru stins incendii, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și 3 autospeciale de primă intervenție și comandă. Intervenția a fost una dificilă din cauza lipsei unei surse de apă în apropiere. Alimentarea cu apă la locul intervenției s-a făcut cu ajutorul unui hidrant amplasat la câțiva kilometri distanță. Potrivit informațiilor din presa locală, incendiul ar fi fost pus intenționat. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.